În continuare vom discuta despre valorile etice constitutive ale funcției publice, mai precis despre binele public. Prelegerea va avea ca punct de plecare capitolul 2.1 binele public din volumul O etică centrată pe valori în sfera publică, volum pe care am publicat la editura Lumea. Despre binele public puteți să găsiți mai multe prezentări, inclusiv pe canalul de YouTube Cursuri Online Antonio Sandu și la colegii de la administrație publică. Cred că această prelegere a fost propusă și pentru playlist-ul dumneavoastră Etica în poliție sau Etica lucrătorilor de poliție. Binele public a fost încă de pe vremea lui Aristotel considerat scopul central al politicii, dar și al funcționării statului. Ideea de bine public evoluează în timp către cea de interes public și de calitatea vieții, constituindu-se instrumente ale deciziei publice. Noi vom argumenta oportunitatea introducerii unei perspective bazate pe teoria acțiunii comunicative în interpretarea ideii de bine public și în construcția politicilor publice. Binele public este considerat de noi ca o valoare etică constitutivă a oricărui sistem administrativ, adică acel tip de valoare care generează necesitatea administrației publice ca sistem social. În implementarea acestei valori în diversele sisteme administrative, se operaționalizează o serie de alte valori, printre care transparență, bunăstare, echitate, interes public. Sigur că binele public, toată lumea vrea binele și toți vor binele, mai ales cel public. Știți că aici în banc, toți îți vor binele, dar nu-i lăsa să ți-l ia. Binele public constituie întotdeauna subiect de dezbatere, mai ales în statele de tip democratic, și avem, în funcție de ideile despre ce este bine pentru societate, avem opțiunile politice, facțiunile, partidele și așa mai departe. Aristotel considera sociabilitatea ca fiind fundamentală speciei umane. Omul este văzut de filozoful din Stagira în calitate de zoon politicon sau animal politic. Este o ființă cu sensibilitate morală și capacitate de a distingere bine de rău. Scopul vieții sociale reprezintă binele și înfăptuirea acestuia, iar fundamentul sociabilității îl constituie prietenia sau fileia. Iată că o idee pe care ar merita să o gândim, tocmai pornind de la Aristotel, că scopul sociabilității și a vieții sociale reprezintă fileia, prietenia. Fileia înseamnă, sigur, prietenie, o traducem prin prietenie, dar știți că filos înseamnă și iubitor. Filosofia înseamnă iubirea de înțelepciune. Filia și sofia. Dacă filia înseamnă prietenie, iubire, dar o prietenie și tradusă și ca iubire, iată că cetatea lui Aristotel cumva este o cetate în care oamenii se înțeleg. Se înțeleg? Era o cetate destul de mică și se întâlneau cu toții și se cunoșteau. Aristotel, ca și înaintașii săi, Platon și Socrate, în Atena, în vremii respective, participau la acele întruniri din pe Acropole. Acropole, pe Acropole era și piața publică, dar și templul central al cetății, dar erau și teatre, nu știu dacă dintre voi cineva a vizitat Acropole. Eu am avut ocazia să le vizitez într-o excursie în Atena, cu ocazia Congresului de Filozofie, care sunt acum. Și, sigur, este impresionantă viziunea pe care o ai asupra Atenei actuale,
Socrate avea asupra Atenei din vremea lui, din Pireu, adică golful Pireu, la Marea Mediterană, până în capăt, la ora actuală sunt doar cartiere, și nu știu unde se termină Atena și unde încep locuit localitățile limitrofe. Am avut surpriza să mă duc din Atena, unde locuiam, la o altă adresă. Mi se spune, ia metrou, merge atâtea stații, cobor la stația tare și te duci și ce să vezi, ia în alt oraș. Dar între Atena și acel alt oraș, nu doar că existau legături de metrou, dar nu îți dai seama unde se încheie Atena și unde încep celălalt oraș. Adică sunt suburbii ale Atenei, alte orașe, alte localități, cum aveți și la, cum avem și noi Bucureștiul cu județul Ilfov, de exemplu. Dar ce vreau să spun este că priveliștea de pe Acropole este foarte impresionantă. Și dacă este impresionant acum, mi-închipui că și pe vremea lui Aristotel era impresionantă, mai ales că populația era mult mai mică decât cea actuală și cetățenii, nu toți locuitorii Atenei erau cetățeni, cei născuți în Atena, cei care primeau cetățenia, serveau în luptă statul, oraș, și doar bărbați aveau dreptul să ia parte la deciziile cu privire la cetate. Se întâlneau în Agora, se întâlneau în această pe Acropole și discutau, vorbim de acea democrație ateniană care a dat ulterior ideea de democrație participativă. Iar pentru Aristotel spunea că acea filei, acea prietenie care se naște, de fapt, în Agora, este scopul vieții sociale. Sigur că, am mai spus, la noi nu se mai întâmplă așa, noi avem valori individuale, noi chiar individualism individuale egoiste, avem un individualism egoist, dar nu e așa, să știți. Și fiecare dintre noi simte nevoia de prietenie. Chiar și de dragoste, chiar de alte forme ale, ale ideii de filea, de filia, de apropiere. Adică, până la urmă, filia înseamnă și apropiere. Apropiere sufletească, spirituală, cetățenească. Și faptul că, de exemplu, am avut o perioadă în care am stat mai mult în casă și a trebuit să păstrăm distanțarea socială, să știți că a creat pentru foarte mulți stări de angoasă, de frustrare. Am un lucru, un articol, sper să-l termin cât mai curând. Angoasa și frustrarea datorată lockdown-ului. Și în continuare, constat că ipoteza lui Aristotel se confirmă. În situația în care îți este refuzată filia, adică interacțiunea cu ceilalți, până la urmă despre asta este vorba, despre interacțiunea cu ceilalți, nu ți este bine, ai o stare de disconfort și probabil că întâlnirile față în față, inclusiv cele din mediul educațional, au ceva legat de această filia. Și nu știu dacă pentru noastre o percepți așa, dar cursurile online cumva rup această camaraderie. Chiar dacă n-ar trebui să fie neapărat importantă, dar relația dintre profesor și student, nu o camaraderie de tip, care apare între soldați sau care apare între membrii unor bande sau unor găști, ci o camaraderie în sensul aderării la valori comune. Pentru că filia înseamnă aderarea la valori comune. Și de aici prezentăm acest lucru din perspectiva eticii valorilor. Și atunci când îți este refuzat accesul la ceilalți, filia e exportată în spațiu virtual și vorbim de socializare, nu doar de site-uri de socializare, ci de socializare online, vorbim de followeri, dar
și de prietenie pe Facebook, dar e cu totul altceva. Și probabil prietenia din Facebook nu e tot una cu filia. Cu filia în sensul aristotelic, cu ceea ce ar trebui să însemne cetățenia. Sau așa a însemnat pentru Aristotelia, cetățenia modernă nu se mai bazează pe colaborare, pe cooperare, ci se bazează pe interesul personal care eventual se coalizează cu interesele altor concetățeni și formează un partid. Poate fi și aceasta o abordare a eticii publice, totuși nu este abordarea pe care Aristotel o propune din perspectiva unei etice a virtuții. Dacă binele este realizat pentru el însuși, ne spune Aristotel, prietenia și iubirea este orientată către cineva. Adică știți că de obicei când suntem întrebați ce faci, bine. Bun, eu pot să-mi fac bine mie atunci când, de exemplu, iau pastile, că dacă sunt bolnav, am luat o pastilă, îmi fac bine mie. Sau când urmez un curs ca să mă dezvolt profesional. Și multe alte situații când îmi fac bine mie. Și bine poate fi făcut, dar mult mai important atunci când facem bine cuiva. Iarăși, din perspectiva eticii virtuții, e virtute atunci când faci bine cuiva, nu când îți faci, nu în mod necesar îți faci ție bine. Și când faci binele cuiva, fără a urmări binele propriu, înseamnă virtute, dar în practică, iată, e o formă aparte de virtute, de a face bine, dezinteresat, nu neapărat altruistă. Adică, virtutea bine nu este exclusiv altruismul. Altruismul este o formă de a face bine. Mă gândesc la altul, dar am discutat și într-o întâlnire anterioară. Atunci când îmi iubesc aproapele fără a mă iubi și pe mine, dacă iubirea de sine e zero, iubirea de celălalt e la fel de zero. Pentru că e KP. Cu aceeași măsură. Și dacă măsura cu care eu mă iubesc și îmi fac mie bine e zero, păi spunem că la fel fac și celălalt. Și atunci altruismul e o capcană. Altruismul în care sinele tău este neglijat. Altruismul virtuos, despre care vorbește Aristotel, e altruismul în care pun interesele celorlalți a societății pe primul plan, fără a mă neglija pe mine. Un astfel de altruism, de exemplu, se cere lucrătorului de poliție când îi se cere ca în exercițiul funcțiunii să pună valorile societății pe primul plan, chiar în defavoarea propriilor valori. De exemplu, lucrătorul de poliție nu ar trebui să pună interesul personal înaintea interesului public. Atunci când, de exemplu, vorbim de prietenii cu persoane din lumea interlopă și am discutat într-o prelegere anterioară de faptul că, din punct de vedere moral, se ridică semne de întrebare dacă un lucrător de poliție participă la întâlniri, la petreceri la care este conștient de faptul că participă și personaje din lumea interlopă. Chiar dacă acele personaje au fost și-au ispășit pedeapsa sau n-au fost încă condamnate, dar sunt în vizorul organului de urmărire penală și teoretic spui, dar am încălca prezumția de nevinovăție. O persoană care nu este condamnată sau dacă a fost condamnată și a executat pedeapsa, e nevinovată până la proba contrarie. Din punct de vedere juridic, da. Din punct de vedere moral, și eu aș spune că ar trebui să predomine prezumția de nevinovăție. Dar este o opinie personală. Dar mulți spun, da, dar ridică un semn de întrebare cu privire la loialitatea ta ca funcționar public sau ca lucrător în poliție, în servicii și așa mai departe. Dacă în cercul tău de prieteni ai personaje care țin de lumea interlopă, e posibil la un moment dat să fii corupt de tocmai de acești prieteni. După cum sigur la un moment dat, atunci când aceste personaje îți devin informatori sau persoane care îți dau mai ușor informații, a menține relațiile de sociabilitate
poate să te ajute ca lucrător de poliție și foarte multe filme când polițiștii aveau astfel de prietenii cu infractori mărunți care deveneau informatori și îl anunțau despre intenția unor mari apăcători și așa mai departe. Deci nu poate fi judecat doar în mod simplist, așa cum presa o face, X polițist sau lider al poliției este, uite, a participat la botezul fiicei unui interlop. Da, dar în comunitate poliția are nu doar rolul de a pedepsi, că nu este pedepsitor, nu asta e funcția poliției, ci de menținerea ordinii și liniștii publice. Relațiile pe care lucrătorul de poliție le are cu, inclusiv cu clanurile interlope, care constituie o parte a realității sociale din comunitatea respectivă, poate în anumite situații, dacă sunt realizate cu onestitate, să ducă la echilibru public în acea comunitate. Dar atunci, ceea ce îi se cere din punct de vedere moral polițistului, este să pună interesele publice înaintea lui. Cu alte cuvinte, dar poți să colaborezi cu astfel de persoane care sunt, poate au fost infractori sau sunt, fac parte din grupuri cu trecut infracțional sau aflați în suspiciune de infracțiune, dar colaborarea cu asta nu trebuie să-ți aducă ție foloase personale, ci să aducă foloase muncii de poliție sau activității tale de serviciu. Și atunci, iată că vorbim de acest bine public pe care îl faci ca lucrător de poliție, când te implici personal în astfel de relații, inclusiv, de exemplu, atunci când vorbim de poliție sub acoperire, care se împrietenește cu astfel de personaje, tocmai pentru a putea să se infiltreze în astfel de comunități închise, care altfel n-ar avea accesul. Dar important este ca să predomine interesul public în fața celui personal. Filozoful din Stagira, adică Aristotel, este primul care introduce ideea de alteritate ca obiect al înfăptuirii actului public. Alteritatea înseamnă celălalt. Numai că atunci când vorbim de alteritate, nu vorbim numai de celălalt ca persoană, celălalt ca instituție, celălalt ca alteritate supremă, ca divinitate, celălalt ca persoană aparținând unei alte comunități, unei alte culturi și așa mai departe. Și discutam atunci când vorbeam de legea lui Moise, de prima lege de interdicție a alterității divine, adică să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Și că această interdicție a alterității s-a transformat într-o invitație incorrectă, probabil, din punct de vedere etic sau religios, la a refuza dialogul cu alteritatea. Și vă dădeam exemplu unui lider religios dintr-o comunitate creștină din Statele Unite, care acum câteva zile spunea că el nu va putea niciodată să promoveze toleranța religioasă, pentru că a promovea toleranța religioasă înseamnă inclusiv a avea cooperări și a invita la libertate de exprimare religioasă pe cei care venerează idoli, pe cei care sunt idolatri. Și el, ca și creștin, nu își asumă să facă acest lucru și nu își asumă nici măcar libertatea de... nu își asumă măcar obligația de a respecta libertatea de a se închina la idoli. Și pur și simplu, el este intolerant din punct de vedere religios. Intolerant nu înseamnă neapărat și a avea o atitudine ostilă, ci pur și simplu a nu comunica cu ea, are refuzul comunicării. Și în multe situații, de exemplu, în tradiția bisericii, avem refuzul de a comunica cu membrii altor comunități, de exemplu cu cei catolici, sau cu alte, dar nu de a comunica în sensul de a nu discuta cu ei, sau de a nu, ci de a nu participa împreună la liturghie, de exemplu. Și au existat discuții, apoi să nu vorbim cu catolici sau cu protestanții, dar nu e vorba de a nu discuta pe stradă, ci de a nu participa împreună, în manieră ecumenică, la anumite ritualuri religioase. Înseamnă a accepta că adevărul divin este multiplu și, sigur, toleranța religioasă și asta implică să-i acceptăm, nu neapărat să renunțăm la propriile noastre
valori religioase, spirituale și așa mai departe. Sigur, atunci când ne ducem spre o extremă, extremă stângă, a unificatoare, în care totul e una, atunci poate apărea pierderea identității. Dar eu ce mai sunt? Dacă eu îmbrățișez credințele tuturor, nu mai am o credință mea. Toleranța reală, religioasă, culturală și de orice natură înseamnă a accepta dialogul cu celălalt, dialog care să nu mă împuțineze pe mine, nici să nu îl îmbogățesc pe el, ci pur și simplu să comunic în virtutea umanității pe care o am și care dau dovadă. Și atunci, sigur că accept idolatrii și le accept libertatea religioasă, sau așa ar fi corect din punctul meu de vedere, corect din punctul meu de vedere, dar fără să-mi schimb opțiunea politică, culturală, religioasă, sexuală, de ce nu? Din filozofia lui Platon, dinaintea lui Aristotel și a magistrului Aristotel și a cea de aristotelică, au rămas idei centrale aspirația către binele public, către echitate, datorie, aspirații ce trebuie înfăptuite în procesul guvernării și pe care le putem astăzi considera ca valori constitutive ale administrației publice, dar și ale activității din interiorul administrației publice, inclusiv din activității de poliție, tocmai pentru că înfăptuirea lor a făcut necesară existența practicilor administrative și a sistemelor moderne de administrație, dar așa sistemelor moderne de activitate de poliție și așa mai departe. Aici vă invit să vizionați pe canalul YouTube cursul online Antonio Sandu și alte prelegeri din alte playlist-uri, Nașterea democrației în Grecia antică, filozoful rege la Platon. Voi urmări să le transmit și pe playlist-ul dumneavoastră Etica lucrătorului de poliție. Deocamdată eu sunt pe alte playlist-uri, dar voi face în așa fel încât să fie disponibile și în playlist-ul dumneavoastră. Vorbim în continuare despre construcția comunicativă a ideii de bine public. Adică, ideea de bine public poate fi înțeleasă ca un transcendental, adică ca un dat. Asta este cetatea lui Dumnezeu, sau Ierusalimul Ceresc, dacă vreți, în viziunea unor sfinți, precum Sfântul Augustin sau precum Toma d'Aquino, și care vorbea mai degrabă de cetatea cerească, de cetatea lui Dumnezeu, care binele public era înfăptuit prin simpla prezența divinității. Și foarte mulți considerau că Basilei, de exemplu, în Imperiul Bizantin, sau regii, inclusiv domnitorii, asigurau acest bine public prin simpla lui prezență pe tron, pentru că era unsul lui Dumnezeu. Iar Domnul, în calitate de uns al lui Dumnezeu, regele în general, era garantul binelui public, pentru că era binele dorit de Dumnezeu. Nu era binele fiecărui cetățean, ci era cel bine pe care Dumnezeu îl vroia pentru acea cetate. Era idealul de bine public, era bine public într-o societate teocratică. Astăzi avem același lucru în Vatican, dar pe o zonă foarte restrânsă, dar avem teocrații în zona islamică. Binele public este cunoscut de de imami, de alți conducători și este transmis și implementat de statul care nu este un stat laic, este un stat islamic, de exemplu. Statul islamic nu în sensul de organizație teroristă intitulată așa, ci de statul care pune șaria ca act, ca sistem normativ și nu norme de drept civil sau de drept penal, ci de drept religios. Atunci vorbim de un stat teocratic. Ideea de bine public poate fi gândită și în această manieră, dar din punctul de vedere al filozofilor, cum e Aristotel sau Platon, deci pentru Platon mai degrabă regele trebuia să fie ceea ce anume astăzi un expert, el vorbea despre filozof ca rege, dar filozoful era cel care reflectase asupra problemelor și avea o cunoaștere. Și astăzi am discutat despre, de fapt, despre experți.
și despre un stat guvernat mai ales de către experți și mai puțin guvernat politic. Nu e foarte larg răspândită această concepție, dar există. Și că în jurul unui cabinet format mai ales din experți, în fiecare domeniu, fără neapărat o susținere politică individuală, în sensul de membrii guvernului să aibă apartenență politică, ei să aibă doar o susținere politică din partea partidelor aflate la guvernare sau în Parlament, și atunci vorbim de astfel de, de mod de organizare socială. Dar, în general, statul modern este un stat politic, organizat politic. De ce? Pentru că se spune că fiecare facțiune politică avea propriile idei despre binele public și atunci negocierile care apar în Parlament, în alte foruri, în guvern și așa mai departe, reflectă opiniile majorității cu privire la binele public, pentru că politicienii ajung la guvernare tocmai prin vot într-un stat democratic și atunci ei reprezintă opinia publică, reprezintă votanții lor și implicit ideile majore exprimate la nivelul opiniei publice sunt transmise și sunt prezentate în forurile de decizie și sunt dezbătute și deciziile se iau pornind de la opțiunile existente în sfera publică și reprezentate mai mult sau mai puțin de către reprezentanții în acele organisme colective de conducere. Nu vorbim doar politice, parlament, guvern, dar orice alt organism de conducere colectivă. Guvernarea a luat de-a lungul timpului diverse forme, acestea putând fi reprezentate pe o scală a exercitării puterii personale, de la arbitrarietate, de la dictaturile cele mai odioase, până la democrațiile consolidate de astăzi. Acum, ar trebui să observăm că fiecare dintre noi are o nevoie de putere, o nevoie de a exercita puterea. E o nevoie psihologică, face parte din moștenirea noastră genetică, și probabil ea există și în lumea animală, vedeți, masculul alfa. Își exercită puterea și este urmat de restul haitei. Și noi avem aceste tendințe de exercitare a puterii. Și nu doar a puterii în sensul arbitrarietății, nici nu în sensul democratic, a exercitării democratice, constructive sau negociate a puterii, ci pur și simplu a exercitării puterii în sens autocratic, a puterii absolute. Fie că o exercităm asupra societății, că suntem Genghis Khan sau Nero, Caligula, Hitler, sau într-o manieră pacifistă, într-o manieră specifică, de exemplu, Regelui Soare, țara, statul sunt eu, dar putem să o exercităm în propria noastră familie. Eu te-am făcut, eu te omor și îmi exercit setea de putere tocmai pe cei care sunt mai vulnerabili. Și aici există un mare risc etic atunci când vorbim despre exercitarea unei astfel de coerciții de către organele de represiune, nu doar organele de poliție, dar alte organe de represiune, când bați manifestanți pentru că poți. Da? Sau bați huligani de pe stadioane pentru că ei sunt huligani și tu poți să-ți exerciți violența și implicit puterea. Pentru că această violență fizică sau simbolică este o expresie a nevoii de putere, a nevoii de exprimare a propriei puteri personale. Și noi trebuie să avem o putere personală mai mare decât atât, o putere de stăpânire de sine, așa fel că să nu exercităm puterea într-o manieră discreționară, ci să limităm acțiunea coercitivă la punctul în care aceasta este strict necesar. Sigur că abuzurile din închisori, din închisori ilegale, am dat citare la un moment dat situații de la Abu Ghraib sau de la închisările secrete ale CIA-ului, pe care s-au discutat în mass media, sau la Guantanamo, în care deținuții erau torturați pe motivul că ei erau teroriști.
Iată că, deși poate fi legitim, spui, ordinea publică până la un anumit punct justifică încălcarea unor drepturi ale omului, nici într-un caz tortura n-ar trebui să fie admisibilă pentru că se poate. Și trebuie să ne umanizăm înțelegând că nu se poate, nu pentru că n-am fi fizic capabil, ci pentru că propria noastră conștiință morală, profesională, sau cel puțin respectarea legii, obligația de a respecta legea, ne interzice. Și dacă este nevoie să incapacităm o persoană, incapacitarea nu trebuie să... forța utilizată pentru incapacitarea persoanei nu trebuie să depășească forța opusă pe care persoana respectivă nu o exercită în a îi bloca acțiunea. Sigur că sunt situații în care vedem cu toții prin filme, sunt situații în care făptuitorul, posibilul infractor, suspectul, scoate arma și atunci polițistul este obligat să scoate el arma din dotare și să tragă. Dar exercitarea violenței trebuie să fie proporțională cu pericolul, proporțională cu manifestările de violente ale suspectului. Și în anul trecut, prin primăvară, a apărut o mișcare în Statele Unite, Black Rights Merit sau Black Rights Matter, viața Black Lives Matter, viața negrilor contează, o mișcare sigur contestatară, o mișcare de stânga și contestatară și contestată, dar care în esență spunea, se opunea violenței, mai ales a violenței din partea poliției. După o situație în care un polițist ucide un membru al comunității afroamericane, chiar dacă el deja se predase. Sau, și sunt astfel de cazuri și sunt filme care prezintă astfel de cazuri în care nevoia personală a lucrătorului de poliție de a-și exprima furia, de a-și exprima forța, fie vorba de forță fizică, de forță juridică, dar nelegitimă, duce la astfel de abuzuri și duce la neîncrederea comunității respective în organul de poliție, în stat în general, în organele statului, și lipsa de cooperare. Și atunci toată activitatea poliției devine represivă. Sigur că infractorii spun că poliția vin curcanii, ne reprimă, dar asta poate fi legitim până la un punct atunci când vorbim de comunități infracționale. Dar atunci când comunitatea în genere ridică probleme cu privire la brutalitatea poliției, atunci sunt probleme. Și sigur, recent instanța de judecată a închis definitiv, instanța supremă parcă, a închis definitiv procesul reprimării manifestărilor din august 2018 parcă. Și foarte mulți la nivelul societății civile au criticat această decizie a instanțelor pentru că a rămas nerezolvat o problemă a represiunii din partea jandarmeriei. Sigur, mulți spun și ce ar fi trebuit să facă și cum ar trebui și care este nivelul de violență legitim pe care pot exprima organele statului atunci când vorbim de manifestări violente. În Statele Unite, în ultimele zile de mandat al lui Donald Trump, în ultima zi chiar, mă rog, penultima zi, au fost manifestări extraordinare în Washington, în zalul Capitolului, în Parlamentul American, tocmai pentru a nu pentru a nu-l investi pe Joe Biden ca nou președinte, și au manifestări violente ale suporterilor lui Donald Trump, care pierduse alegerile și care îi invitase într-un fel să participe la astfel de manifestări. Și întrebarea a fost, și care este nivelul legitim de represiune pe care organele îl pot face pentru a
restabili sau menține ordinea publică. Sunt situații când se folosesc turnuri cu apă, sunt situații în care se folosesc bastoane, sunt situații în care și această acțiune în forță este legitimă, dar până unde pot fi în această situație trase focuri de armă? În aer? La picior? Sau și în persoane, dacă există un pericol? Care este nivelul legii? Și sigur că în funcție de gravitatea pericolului, comandanții trebuie să aibă luciditatea morală, în primul rând, de a ști care să fie ordinele pe care trebuie să le dea. Și comandanții trebuie să țină cont și de situația de pe teren și de riscurile pe care această situație de a se agrava această situație.